Consiliat, declar deschis ședința din 30 mai 2017. Cunoașteți proiectul ordinii de zi, din convocare. O să dau citire proiectului de zi. Domnul și domnul consilier, în conformitate cu articolul 39 aliniatul 1 din legea 2015-2001 a administrației publice locale, republicate cu modificările și completările ulterioare, sunteți convocat la ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Onești, județul Bacău, care va avea loc la sediul Consiliului Local în ziua de 13 iunie 2017. Proiectul numărul 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna iulie 2017, inițiator Natur Nicolae, primar. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării stadiului de pregătire sportivă în perioada 28 august 4 septembrie 2017 pentru sportivii care au obținut rezultate deosebite la Olimpiada Națională a Sportului Școlar, etapa națională. Inițiator Rădulescu Florin, consilier local, Agapi Mircea, consilier local. Proiectul numărul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii fără plată a terenului ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești, în suprafață de totală de 2402 metri pătrați, situate în municipiul Onești, strada Percheului numărul 11A, județul Bacău, în proprietatea Bisericii Pentecostale Philadelphia Onești. Inițiator Florian Constantin, consilier local. Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statutului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești, inițiator Natiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2017 la căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie numărul 26 în municipiul Onești, normă zilnică de hrană pentru beneficiari, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Inițiator, Natiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile ale unităților de învățământ în administrarea Consiliului Local. Inițiator, Natiu Nicolae, primar. Proiect numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune, închirierea unor spații libere proprietatea municipiului Onești pentru funcționarea unei societăți, asociații de proprietari. Inițiator, Natiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chiriei aferente locuințelor pentru tinerii destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Onești. Inițiator, Nicolae Natiu, primar. Proiect numărul 9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actualizarea anexei numărul 2 la hotărârea numărul 119 din 4 septembrie 2013 pentru aprobarea regulamentului privind nomenclatura urbană, stradală și adresă pentru municipiul Onești. Inițiator Natiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 10. Proiect de hotărâre pentru completarea regulamentului de acordare a premiilor elevilor și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Onești, care obține rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar, aprobat în hotărârea Consiliului Local numărul 55 din 15 mai 2015. Inițiator, Crăciun Elena, consilier local. Proiectul numărul 11. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 164 privind predarea podului rutier peste râul Trotuș, aflat pe traseul drumului național DN11, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Onești, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea executării lucrărilor de reparații. Inițiator, Natiu Nicolae, primar. Proiectul numărul 12. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 29 din 19.03.2015 a Consiliului Local al Municipiului Onești, privind aprobarea organigramei și statutului de funcție pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor, serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor cu Municipiul Onești. Inițiator, Natiu Nicolae, primar. Domnul președinte, vă rog să-mi permiteți să-mi retrage pe ordinea de zi a trei proiectele către inițiatori. Este vorba de proiectul numărul 2, proiectul numărul 3 și proiectul numărul 10. Deci am să vă rog să supuneți aprobării
ordinea de zi fără cele trei proiecte. Dacă sunt observații la ordinea de zi, dacă nu supun votului, proiectul mai puțin cele trei puncte. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Înainte de a intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesul verbal al ședinței anterioare, din 30 mai 2017. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Intrăm în ordinea de zi. Dăm cuvântul domnului primar. Proiectul numărul 1 pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe luna iulie 2017. Potrivit articolului 12, alineatul 3 din Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Onești, aprobat prin hotărârea numărul 42 din 28.06.2011, cu modificările și completările ulterioare, președintele de ședință va fi desemnat din rândul consilierilor locali în ordine alfabetică și ales prin hotărâre adoptată cu votul majorității consilierilor prezenți. Vă mulțumesc! Da, are cuvântul reprezentantul compartimentului de specialitate. Intervenind în prevederile la articolul 35, articolul 41 din legea 215/2001, coroborat cu articolul 12 din hotărârea Consiliului Local numărul 43/2011 cu modificările și completările ulterioare, urmează să dispune prin consecință și să alege președintele de ședință pentru un mandat de o lună calendarică, urmând ca acesta să-și încheie cadenția în luna iulie 2017. Revedenatul compartimentului de specialitate. Are cuvântul de la Comisia de Specialitate. Aveți favorabil. Aveți favorabil. Cine este pentru? Domnul Ostache. Domnul Ostache acceptat să fiți președinte de ședință, da? Domnul Ostache a acceptat. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Pentru proiectul numărul 2, proiectele retrase de pe ordinea de zi, proiectul 2, 3, la 3 nu pot eu să spun nimic, o să spună domnul, dacă simte nevoia, domnul consilier Constantin Florian, iar și la 10 la fel, și la diverse facem anumite clarificări legate de buget, de ce modificări au apărut în posibilitatea de a finanța festivități de premiere a elevilor din instituțiile de învățământ din municipiul Onești și totodată și posibilitatea de a finanța stagiul de pregătire fie că este sportiv sau de altă natură, în urma acestor modificări apărute printr-o ordonanță de urgență a Guvernului României, trebuie să se explicăm oarecum de ce nu se mai regăsesc pe ordinea de zi cel puțin două proiecte din cele trei retrase. Vă mulțumesc! Trecem la proiectul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială Onești. Având în vedere necesitatea asigurării palete de funcții contractuale de execuție obligatorie pentru desfășurarea activității în cadrul Centrului Social Slobozia, conform reglementărilor în vigoare, precum și necesității supunerii aprobării Consiliului Local al statului de funcții de la Căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie numărul 26, propun aprobarea prezentului proiect de hotărâre. Vă mulțumesc! Dacă sunt observații, compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, la biroul administrativ provizional, Direcția de Servicii Specializate se impune transformarea unei funcții contractuale de muncitor calificat în funcție contractuală paznic.
În conformitate cu prevederile ordinului numărul 2123/2014 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului și altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum și pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat și cartierilor sociale, pentru obținerea licenției Centrului Social Slobozia, se impune completarea statului de funcție cu următoarele funcții contractuale de execuție. O funcție contractuală de execuție medic primar, la fel un psiholog stagiar, kinetoterapeut, muncitor calificat bucătar, muncitor calificat portist. Se transformă funcția contractuală de execuție inspector de specialitate în funcția contractuală de execuție asistent social principal, în conformitate cu prevederile hotărârii Consiliului Local numărul 177 din 21.3.2016, prin care se dă în administrare căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie numărul 26, aflat în domeniul public al municipiului Omenești pe o perioadă de 5 ani, Direcției Generale de Asistență Socială se impune aprobarea statului de funcție conform anexei 1, anexei numărul 1 din prezenta hotărâre în următoarea formă. Șef centru, inspector de specialitate, asistent social principal, psiholog stagiar, medic primar, asistent medical, administrator 1, muncitor calificat bucătar, muncitor calificat portist, infirmier, infirmier debutantă, îngrijitor, pas spălătorească. Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor articolului 97 aliniatul 2 de legea 215/2001 administrației publice locale republicană, cu modificările și completările ulterioare, inițiem proiectul de hotărâre de mai sus amintit și îl propunem spre dezbatere Consiliului Local Municipal. Vă mulțumesc. Comisia de specialitate? Avizul comisiei este favorabil. Supun la vot proiectul. Dacă îmi permiteți, înainte. Vă rog, sunt observații? Da, nu am observații pe transformările propuse de doamna director. Aș avea doar o întrebare cu titlu informativ. Am văzut de ceva timp pe gov.ro un post scos la concurs, post de director executiv, cred că era, la Direcția Asistență Socială Unești. Știam că este un director executiv, nu s-a ocupat postul. Dacă puteți să ne spuneți despre ce era vorba în acel post? Cred că este vorba de director executiv la Direcția Generală. Directorul Asistenței Sociale. La Bacău. Nu la Unești? La Unești, nu. La Unești? Da. Nu e doamna director? Doamna este cu delegație. Cu delegație. E o problemă foarte importantă pentru oraș, chiar mai importantă decât apa, recunosc. Apreciez spiritul de observație al dumneavoastră, mi-ar fi plăcut să-l aveți un punct de vedere consistent și la proiectul de delegare a Serviciului Public de Alimentare și Coapă, dar din păcate ați lipsit. Sau din fericire. Așa, e fuga de responsabilitate, e fericire câteodată și mă bucur că încurajați asta. Nu ne caracterizează pe noi cei care ne asumăm responsabilitatea. Dar dumneavoastră nu prea stați la Unești și apa nu contează pentru cei care nu stau la Unești. Domnul primar, cu tot respectul, altul era proiectul pe ordinea de zi, nu cred că are rost această discuție. Am întrebat pur și simplu, este un post care a fost de mai multe ori scos la concurs, e vorba de Direcția Asistență Socială, nu știu de ce trebuia să deranjeze. Pentru că nu sunt niște discuții supuse Consiliului Local din punctul meu de vedere, sunt mult mai importante aici. Puteți să urmăriți toată expunerea pe care o avem în ceea ce privește informațiile de organizare a concursului și rezultatele organizării unui concurs. În ședințe de Consiliul Local o să ne mai întrebați de ce temperatura a crescut în ultimul timp cu 3 grade și... Domnul director, domnul primar, în ședința de Consiliul Local se aprobă organigrama inclusiv a Direcției de Asistență Socială. Despre asta era vorba. Nu vă mai satisfac curiozitățile și nu vă mai răspund la întrebări, atâta timp că nu sunteți interesate de problemele esențiale ale orașului și mai și spuneți că lipsa de la un proiect important pentru oraș este de fapt... Nu, este lipsa, este o absență motivată. Dacă mai sunt alte observații, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 6. 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe 2017 la Căminul pentru persoane vârstnice din cartierul 8 martie numărul 26, norma zilnică de hrană pentru beneficiari, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017.
Având în vedere că beneficiarii direcți la căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie numărul 26 sunt un număr de 40 de persoane, iar costul mediu lunar de întreținere trebuie să asigure îndeplinirea nivelului standardelor minime de calitate și nu poate fi mai mic decât standardul minim de cost aprobat prin hotărârea Guvernului, supun spre analiză și dezbatere Consiliului Local prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2017 la căminul pentru persoane vârstnice, norma zilnică de hrană pentru beneficiari, precum și bugetul de venituri și cheltuieli aferent anului 2017. Vă mulțumesc. Are cuvântul. În conformitate cu prevederile legii numărul 17 din 2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare, legea bugetului de stat pentru anul 2017, precum și hotărârea numărul 978-2015 privind aprobarea standardelor minime de cost pentru serviciile sociale și a nivelului venitului lunar pe membru de familie, în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de către susținătorii legale ai persoanelor vârstnice din centrele rezidențiale actualizată, permiteți-mi să supun atenție și deliberării dumneavoastră prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere pe anul 2017 la căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie numărul 26 municipiul Onești, norma zilnică de hrană pentru beneficiari, precum și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Conform hotărârii numărul 978-2015 actualizată, standardul minim de cost an beneficiar este în sumă de 23.784 lei, însemnând un cuantum de 1.982 lei lună beneficiar. Standardul minim de cost reprezintă costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării serviciilor sociale, calculat la nivel național pentru un beneficiar tip de serviciu social, potrivit standardelor minime de calitate în vigoare pentru serviciul social respectiv. Pentru încadrarea standardelor minime de cost la organizarea și înființarea serviciilor sociale, furnizorii publici de servicii sociale vor avea în vedere cel mai avantajos raport cost-beneficiu la stabilirea capacității serviciului respectiv. În situația în care, datorită nevoilor specifice și situațiilor particulare ale beneficiarilor unui anumit tip de serviciu social, costurile necesare furnizării serviciului respectiv depășește nivelul prevăzut de standardul minim de cost, consiliile locale ale municipiilor, în calitate de furnizori publici de servicii sociale, alocă sumele necesare din venituri proprii. Persoanele vârstnice beneficiare de servicii sociale în căminul pentru persoane vârstnice din strada 8 martie numărul 26 datorează contribuție lunară de întreținere în cuantum de 60% din veniturile personale lunare, fără a depăși costul mediu lunar de întreținere. Diferența până la concurența valorii integrale a contribuției lunare de întreținere se va plăti de către susținătorii legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în cămine dacă realizează venit lunar pe membru de familie în cuantum mai mare de 782. Costul mediu lunar de întreținere, precum și contribuția de întreținere datorată de persoanelor vârstnice, susținătorii legale a acestora, așa cum au fost stabilite prin prezenta hotărâre, vor intra în vigoare de la 1 iulie 2017. Din această contribuție lunară de întreținere se susțin cheltuielile aferente plății salariilor pentru personalul angajat, cheltuielile de întreținere pentru hrană și gospodărire, cu obiecte de inventar, echipament și cazarmament, medicamente, materiale sanitare și altele. Conform hotărârii numărul 903 din 2014, se stabilește nivelul minim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din centrele pentru persoane vârstnice de 16,6 lei, însă, în baza aceleiași hotărâri, consiliile locale aprobă un cuantum al alocației de hrană mai mare decât cel stabilit prin hotărâre, astfel încât să acopere necesitățile zilnice de hrană ale beneficiarilor din centru, respectiv în cazul nostru, supune spre aprobare un cuantum de 20 de lei zi beneficiar. Analizând bugetul de venituri și cheltuieli din anexă, rezultă că bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea autofinanțată este în sumă de 476.000 lei an, provenind din contribuția lunară de întreținere a beneficiarilor și a susținătorilor legale a persoanelor vârstnice. Având în vedere cele de mai sus din linie prevederilor articolului 97 aliniatul 2 de legea 215/2001, administrației publice locale a republicată cu modificările și completările ulterioare, propunem spre dezbatere Consiliului Municipal Local prezentul proiect. Vă mulțumesc. Comisia de specialitate. Avizul comisiei este favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă doamna director ar putea să ne explice motivația la aceste studii. De la comisia am ascultat-o, dar poate aș fi bine și ce ne-ați spune și spune. Dacă doriți. Centrul Social Slobozia
are la această dată contribuția per beneficiar de 755 lei persoană, încadrându-ne în prevederile legale la data când acest cămin a fost dat în folosință. Deoarece prevederile legale au fost modificate, contribuția din calculul pe care l-am făcut, raportat la cei 40 de beneficiari din cadrul căminului din 8 martie, reiese suma pe care trebuie să o prezinte beneficiarul de 1980 de lei. Într-adevăr, este o contribuție destul de mare care nu va ajuta nici într-un fel persoanele vârstnice care vor dori să vină în acest cămin. De ce? Pentru că pe baza prevederilor legale care au stat la baza calculării prețului de cost contribuției la Centrul Social Slobozia, dădea posibilitatea Consiliului Local, Primăriei, să vină cu oarecare contribuție, lucru care s-a întâmplat în cadrul Centrului Social Slobozia, pe când aici, modificându-se prevederile legale, nu mai dă voie Primăriei, Consiliului Administrației Publice Locale să contribuie la susținerea acestui centru social, acestui cămin. Numai în situația în care beneficiarul nu are niciun fel de venit și nu are nici reprezentanți legali, atunci primăria susține toată contribuția persoanei respective. Deci suntem obligați ca toate necesitățile pe care eu le-am citit aici să fie susținute din contribuția persoanei beneficiare. Spun că va fi foarte greu pentru că în ultimul timp, făcând publicitate pentru deschiderea centrului nou, persoanele care au venit au motivat că nu au venituri pentru a putea să contribuie nici ei și nici reprezentanților legali. La marea majoritate, copiii sunt într-o situație financiară delicată și alții, iar alții sunt plecați în străinătate, rupând legătura cu părinții. Discuția pe care am avut-o cu reprezentanții legali de la Centrul Social Slobozia, pentru că observat, legea prevede ca această diferență de la reprezentanții legali să fie luată numai în situația în care venitul pe membru de familie depășește 782. Deci vă spun că până la această dată n-am primit niciun fel de act care să demonstreze veniturile reprezentanților legali a celor care deja noi îi avem în Centrul Social Slobozia, iar pensiile celor existenți sunt la fel foarte mici. Și mă întreb cum vom putea să facem deplasarea celor de la Slobozia la centrul nou în condițiile în care se trece de la 755 la 1980 de lei. Există riscul ca prin aprobarea acestui proiect centrul Slobozia să nu mai aibă oameni care să se reformeze. Bun, Centrul Slobozia nu ridică probleme atâta timp cât acelui centru îi se va da o altă destinație, dar noi va trebui ca atât personalul cât și beneficiarii să îi transferăm în cadrul celuilalt centru. Haideți să fiu mai... Și pentru toată lumea, contribuția este 1910. Da. Doamna director așa vorbește cu mănușele albe și logic să o facă. Lucrurile stau în felul următor. Deja investiția de la Slobozia, făcută tot pe fonduri europene, iese din acea perioadă de 5 ani în care nu îi se putea schimba destinația. Totodată s-a finalizat o investiție consistentă în cartierul 6 Martie, pe strada 8 Martie, pe care noi trebuie să o folosim, astfel există riscul, să nu zic că nu doar riscul, ci va trebui să dăm înapoi în bani primiți pe fonduri europene. Noi nu putem ține și Slobozia și cartierul 6 Martie fără beneficiari.
Analiza făcută spune clar că trebuie beneficiarii de la Slobozia să încercăm să-i mutăm dincolo pentru imobilul din Slobozia, să găsim o destinație care se potrivește și zonei și specificului construcției. Urmând, interesul nostru este să găsim numărul complet de beneficiari pentru cartier. Pentru că altfel ne vom trezi peste câțiva ani, mai repede sau mai târziu, într-o situație delicată și încercăm să evităm lucrul acesta. Adică ar fi greșit să luăm o măsură gen să ținem și cartierul Slobozia deschis și suntem nevoiți să deschidem cartierul 6 martie și să nu avem beneficiari acolo. Asta este ideea. În cazul în care, spre exemplu, cei care stau în Slobozia au o contribuție mai mică, de 700 și ceva de lei pe lună. Dacă respectivele persoane nu își permit să acopere suma de 1900, cum îi mutăm dintr-o parte în alta? Când aș vedea posibilitatea de sprijinul... Nu cred că se poate. De la bugetul local, clar, ni se interzice... În condițiile în care am spus veniturile membrilor reprezentanților... Susținătorii legali trebuie să facă dovadă... Nu, au mai mult de 782. Păi asta trebuie să facă dovadă și să-și asume sprijinul financiar până la completarea cuantumului lunar. Parcă ați spus la un moment dat că cei care nu au venit și nu au reprezentanți legali, în situația acestora va susține toate posturile? În condițiile în care avem un doritor care nu are venit și nu are nici reprezentanți legali, atunci primăria susține toată contribuția și partea de persoane. Așa că luptăm 40 de persoane cu câte 20 de milioane de lei pe lună pe cât avem posturile. Și avem 800 de milioane pe lună, 9 miliarde pe an. Nu știu, foarte greu să găsim persoane care să aibă... Foarte greu, dar asta e legea și trebuie respectată până un altul. Am și eu o întrebare. Da. În organigrama propusă anterior, erau 5 posturi pentru licențierea centrului de la Slobozia. Este greșit? Ne aflăm în faza de a obține licențierea pentru Centrul Social Slobozia. Cum discutăm de Centrul Social Slobozia? Și la controlul efectuat de Brigada Ministerului avem obligația să respectăm anumite cereri conform normelor în vigoare. Și anume, trebuie să avem încadrat acolo un kinetoterapeut, trebuie să avem medic normă întreagă încadrat în centru. Și toate celelalte pe care le-am citit. Stimată doamnă consilier, centrul de la Slobozia este în funcțiune. El, ca să primim acreditare, cât va mai fi în funcțiune, o lună, două, trei, jumătate de an, cât va mai fi în funcțiune până la deschiderea centrului din cartierul 6 martie, trebuie să îndeplinească condițiile legale. În acest sens, s-a făcut modificarea de la proiectul numărul 4. Am înțeles. Deci va fi licențiat ca să-l închidem. Nu, credeam că e o greșeală de tehnologie. Nu este deloc. Nu putem să funcționeze decât în condițiile legii. Și dacă condițiile legii s-au modificat, trebuie și noi să supunem aceste modificări în atenția Consiliului Local. Dacă nu mai sunt discuții, supunem la vot proiectul numărul 5. Cine este pentru? Împotriva? Se abține cineva? Revenim la proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile ale unităților de învățământ în administrația Consiliului Local. Doamnă și domnul consilier. Aveți puțină răbdare să vă vorbească domnul Agafiș. Seama negrăbit. Ținând seama de comunicarea școlii gimnaziale George Călinescu Onești, prin care imobilul unde a funcționat grădinița cu program normal numărul 4 din strada Dacii numărul 2 nu mai poate fi administrat de către unitatea școlară, deoarece activitatea acestei grădinițe a încetat începând cu anul școlar 2016-2017, pentru valorificarea imobilului și pentru a evita generarea unor costuri suplimentare, în cazul în care ar rămâne nefolosit,
propun spre analiză și aprobare Consiliului Local al Municipiului Unici proiectul de hotărâre în forma prezentată. Vă mulțumesc. Compartimentul de specialitate. Domnul arhitect. Sunt pentru tot. Nu, dar trebuie să citiți. Conținutul este similar. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederea articolului 867 și 870 din legea 205 pe prizum domiciliu, legea 215 pe 2001 a administrației publice locale la articolul 36 și hotărârea de Consiliul Local numărul 3 din 2012 privind darea în administrarea unităților de locale plătitilor aflate în proprietatea publică a municipiului Ionești, precum și adresa 987 pe 2017 a Școlii Gimnaziale George Călinescu Onești, prin care ne comunică renunțarea la administrarea celor trei apartamente din strada Dacii numărul 2 ca urmare a comasării grupelor într-o singură locație, propune prin prezentul proiect aprobarea preluării celor trei apartamente în administrarea Consiliului Local Onești. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Domnul Sinu. Comisia de Cugetare. Aviz favorabil. Și Comisia 1 a avis favorabil la acest proiect. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Proiect de hotărâre numărul 7. Are cuvântul domnilor. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cesionării drepturilor unor contracte de concesiune, închirierea unor spații libere, proprietatea municipiului Ionești pentru funcționarea unor asociații de proprietari. Prin hotărâri de Consiliu anterioare au fost atribuite sub forma unor concesiuni suprafețele de teren menționate în anexa numărul 1 la prezentul proiect de hotărâre, iar datorită faptului că au intervenit contracte de vânzare-cumpărare, se solicită cesionarea drepturilor de concesiuni. De asemenea, pentru buna desfășurare a activității, asociațiile de proprietari numărul 140, numărul 35 și numărul 9 au solicitat închirierea unor spații ce sunt libere în imobilul situat în strada Dr. Victor Babeș numărul 1, spații ce vor avea destinația de sediu de asociații de proprietari. Asociații de proprietari. Vă mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, având în vedere prevederile articolului 36 din legea 215 pe 2001 și articolul 13 și 41 din legea 50 pe 1991, ca urmare a încheierii unor contracte de vânzare-cumpărare în privința unor clădiri edificate pe terenul concesionate, prin prezentul proiect se propune cesionarea drepturilor ce decurg din contracte de concesiune anterioare cu privire la terenurile pe care sunt edificate clădirile. Datele privind concesiunea sunt prezentate în anexa numărul 1 la proiect. În continuare, în urma solicitării unor asociații de proprietari anterior amintite de domnul primar, se propune atribuirea prin închiriere a unor spații libere în imobilul din strada Victor Babeș numărul 1. Datele privind închirierea sunt prezentate în anexa 2 la proiect. Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să aprobați proiectul în forma prezentată. Vă mulțumim. Comisia de specialitate. Aviz favorabil din partea comisiei. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 8. Are cuvântul domnul primar. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului chirii aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii realizate de Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul Onești. Raportat la modificările legislative intervenite, prevăzute la articolul 1, alineatul 1, alineatul 24 din hotărârea de guvern numărul 304 pe 2017, chiria se stabilește anual în baza valorii de înlocuire stabilită prin ordin al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrații Publice pentru anul în curs și va acoperi cheltuielile pentru menținerea stării de folosință normală și de administrare, precum și recuperarea investiției în funcție de durata normală stabilită, potrivit prevederilor legale, iar pentru tinerii care au împlinit vârsta de 35 de ani, se adaugă și o cotă de maxim 0,5%, ce reprezintă cota autorității publice. Valoarea chiriei lunare se stabilește luând în calcul venitul brut pe membru de familie, care se raportează la câștigul
salarial minim brut pe economie, comunicat în ultimul buletin statistic lunar al Institutului Național de Statistică, înainte de data închirierii contractului de închiriere. Vă mulțumesc! Închiriere. Compartimentul de specialitate? Începând cu data de 12 mai 2007, și data modificării normelor metodologice prin aprobarea de către Guvernul României a hotărârii numărul 304 din 2017 privind modificarea și completarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii numărul 152 din 1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, aprobată prin hotărârea Guvernului numărul 962 din 2001, devin aplicabile reglementările survenite în anul 2017 referitoare la modalitatea de determinare a cuantumului lunar al chiriei aferente locuințelor pentru tineri destinate închirierii, locuințe ce fac obiectul proprietății private a statului și care se află în administrarea autorităților publice locale. În anexele numărul 1 și numărul 2, la prezentul raport, este detailată modalitatea de calcul a acestor chirii, ca urmare față de cele prezentate, propunem spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ionesc următoarele. Aprobarea cotei autorității publice locale de 0,5% ca element de bază în stabilirea chiriilor aferente locuințelor ANL pentru perioada 1-6-2017, 31-12-2017, aflate în administrarea Municipiului Ionesc, aplicabile numai titularilor care au împlinit vârsta de 35 de ani. Aprobarea cuantumului chirii aferente locuințelor pentru tineri destinate închirieri cu vârstă de până la 35 de ani, realizată de Agenția Națională pentru Locuințe în Municipiul Ionesc, valabilă pentru perioada 1-6-2017, 31-12-2017, cu o cotă de 0%, conform anexei numărul 1, și aprobarea cuantumului chirii aferente locuințelor pentru tineri destinate închirieri cu vârste de peste 35 de ani, pentru perioada 1-6-2017, 31-12-2017, cu o cotă de 0,5%, conform anexei numărul 2 la prezentul raport. Avizul comisiei este favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt observații, supun la vot proiectul de hotărâre numărul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul de hotărâre numărul 9. Are cuvântul domnul primar. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării anexei numărul 2 la hotărârea numărul 119 din 4 septembrie 2013 pentru aprobarea regulamentului privind nomenclatura urbană stradală și adresa pentru municipiul Ionești. Având în vedere modificările survenite datorită extinderii construirii de imobile pe strada Ștefan cel Mare, precum și existența unor neconcordanțe la numerotarea blocurilor aferente aleilor, crinilor, crizantemelor, lalelelor, trandafirilor, viorelelor, zorelelor, se impune modificarea anexei numărul 2 la hotărârea sus menționată, în sensul că la coloanele 4 și 5 ale nomenclatorului stradal al municipiului Ionești s-a modificat număr par maxim pe partea dreaptă, coloana 4, și număr impar maxim pe partea stângă, coloana 5. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate? Stimate doamnelor și domnilor consilieri, exercitarea atribuțiilor privind la administrarea domeniului public și privat al municipiului se realizează de către Consiliul Local în conformitate cu prevederile articolului 36 aliniatul 2 litera C din legea numărul 215 din 2001 administrației publice locale cu prevederile articolului 2 litera D din ordonanța guvernului numărul 63 din 2002. Demersul nostru este inițiat ca urmare a modificărilor apărute datorită extinderii construirii de imobile pe strada Ștefan cel Mare, precum și existența unor neconcordanțe la numărătarea blocurilor aferente aleilor, crinilor, crizantemelor, lalelelor, trandafirilor, viorelelor, zorelelor. Pentru aceste motive, supunem dezbaterii și aprobării în Consiliul Local prezentul proiect de hotărâre pentru actualizarea anexei numărul 2 la hotărârea numărul 19 din 4 septembrie 2013. Vă mulțumesc! Avizul Comisiei de Specialitate. Favorabil.
Dacă sunt discuții cu aceea proiectului, domnul Văzărat. Vreau să vă o întrebare. Prin aplicarea acestui proiect, reprezintă obligativitatea locuitorilor să știe documentul special doritit sau român sau da inspirarea special proiectului? Da, la apel de identitate există foarte puține cazuri, dacă nu înșel, costul bloc Q va fi în situația asta, iar costurile generate de tatăl nu sunt tratate la bugetul local conform legii. Dacă nu mai sunt observații, supun la vot proiectul numărul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul numărul 10. 11. 10 s-a redus. 10 s-a redus. Proiectul numărul 11. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 164 privind predarea podului rutier peste râul Trotu și aflat pe traseul drumului național TN11, proprietate publică a statului, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Oleni, județul Bacău, în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea executării lucrărilor de reparații. Prin adresa numărul 6300/27211 din 30/05/2017, Consiliul Județean Bacău ne transmite o serie de precizări cu privire la solicitarea autorităților locale de transfer a dreptului de administrare asupra obiectivului în discuție, subliniind necesitatea completării HR numărul 164 din 17 noiembrie 2016, cu datele de identificare prevăzute la punctul numărul 2 din Ordinul Ministrului Finanțelor Publice numărul 1718/2011. Prezentul proiect de hotărâre cuprinde informațiile prevăzute de normele legale precizate, iar după adoptarea acestuia, întreaga documentație va fi înaintată Consiliului Județean Bacău cu solicitarea de a demara procedurile legale de transfer a podului rutier în administrarea Ministerului Transporturilor în vederea executării lucrărilor de reparații și consolidare. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, în luna noiembrie 2017, Consiliul Local Onești a aprobat hotărârea numărul 164 pentru transferul podului rutier pe TN11, kilometru 129+841, din administrarea Consiliului Local în administrarea Ministerului Transporturilor. Pentru promovarea proiectului de hotărâre de guvern, hotărârea de Consiliu menționată trebuie completată cu datele de identificare ale podului, conform punctului 2 din Ordinul Ministerului Finanțelor Publice numărul 1718/2011 și care se regăsesc în anexa la prezentul proiect de hotărâre. De asemenea, se impune modificarea poziției kilometrice a podului situat pe DN11, așa cum este prevăzut în articolul 1 din HR 164, și anume poziția kilometrică 129+841 față de 129+831, cum a fost înscris erronat, potrivit datelor din raportul de expertiză întocmit de SC Planese Design SRL. În consecință, vă solicităm aprobarea proiectului de hotărâre pentru completarea și modificarea hotărârii de Consiliu numărul 164 din 17 noiembrie, în formă prezentată. Vă mulțumesc! Avizul Comisiei de Stabilitate. Aviz favorabil Comisia 1. Și Comisia 1 a fost aviz favorabil. Discuții, dacă sunt pe marginea proiectului. Două întrebări. Prima, acea hotărâre prin care acest pod a fost transferat către Ministerul Transporturilor, parcă a fost revocată și a fost preluat de către Consiliul Local. Nu? Era o adresă în care spunea că nu vă o să facă. Domnul primar, eu știu că ați depus un proiect pe PNDR 2 privind refacerea acestui pod. Ce se întâmplă în situația în care predăm administrarea acestui pod? Știu că PNDR-ul 2 sau lista cu proiectele care urmează să fie, dacă vor mai fi aprobate anul acesta, încă nu s-a publicat. Ce se întâmplă dacă sau nu mai intră pe finanțare sau ce se întâmplă cu acel proiect? Se retrage? Nu mai e obiect, este clar, mai există vreo șansă acolo sau face ministerul? Vă doresc. Vă rog, mulțumesc. Plăcere. 1. Lucrările care ne-am propus să le facem acum și pe care și le-a asumat domnul ministru Cuc în urma vizitei de la Onești, cuprind o serie de lucrări, am și spus și mă repet,
care vor conduce, după realizarea lor, la ridicarea restricțiilor ce le avem momentan pe acest pod, adică restricții de tonaj, restricții de viteză, restricții de staționare și restricții de circulație pietonală pe partea stângă. Noi ceea ce facem acum este procedura prin care putem da în administrare Ministerului Transporturilor acest pod prin Consiliul Județean pe perioada reparațiilor. 1. 2. Proiectul care este depus pe PNDL este mult mai consistent, adică nu prevede lucrări, doar lucrări de reparații, ci prevăd și acel proiect prevede și lucrări de modernizare a infrastructurii podului, mult mai generoase și mult mai costisitoare, deci nu ne-am pierdut, să spun, subiectul depunerii proiectului, din contra, mi-aș dori să se repare în prima fază proiectul astfel încât să nu mai avem niciun fel de restricție pe el, după care se intre într-o program generos de modernizare a lui. N-ar fi mai bine să așteptăm să se publice lista PNDL-ului, dacă o să ne spună la un moment dat nu mai aveți podul în administrare și proiectul nu mai face obiectul finanțării? Este o discuție pur tehnică de oportunitate. Eu cred că este foarte important să nu dai vrabia din mână pe cioara de pe gard. Este foarte important să facem ceea ce ne-am asumat și eu, ca și primar alături de dumneavoastră, ne-am asumat să fac toate demersurile, să predau, să fac toate formalitățile pentru a preda podul către Ministerul Transporturilor în vederea reparațiilor și totodată domnul ministru Cuc și-a asumat preluarea podului. Deci sunt două lucruri foarte concrete și realizabile. Încă o dată spun, este bine să facem această lucrare prima dată, urmând ulterior să putem, urmează perioada de licitație, știți și dumneavoastră foarte bine. Eu doresc ca podul să se reabiliteze, să se repare cât mai repede și ulterior, de la anul, de ce nu, să-l și modernizăm. Dacă nu mai sunt observații, supunem la vot proiectul numărul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Trecem la proiectul de hotărâre numărul 12. Care are cuvântul domnul primar. Vă mulțumesc. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii numărul 29 din 19.03.2015 a Consiliului Local al Municipiului Ionești privind aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul permanent al Consiliului Local, aparatul de specialitate al primarului, instituțiilor serviciilor publice din subordinea Consiliului Local, precum și serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din Municipiul Ionești. Propun transformarea trei posturi de natură contractuală în gradele profesionale sau în trepte profesionale într-un nivel imediat superior din cadrul aparatului de specialitate al primarului Municipiului Ionești și instituțiilor și serviciilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Ionești în baza rezultatelor obținute la examenul din data de 08 iunie 2017. Vă mulțumesc! Compartimentul de specialitate. Domnul consilier, proiectul de hotărâre respectă prevederile articolului 63, 64, 65 și 61 litera A, alineatul 1 litera A și 107 alineatul 2 din legea 88 pe 1999 privind statul funcțional public și republicată cu modificări și competențe ulterioare. Promovarea în gradul profesional imediat celor superiori funcțional public se face prin concurs la examen organizat semestrial prin transformare postului ocupat de funcțional public ca urmare promovării concursului sau examenului. Examenul de promovare de gradul profesional funcțional public s-a organizat de către Primăria Municipiului în data de 7 iulie 2017 cu avizul Agenției Naționale Funcțional Public 25741 din 2017 privind organizarea examenului de promovare în gradul profesional în limita funcțiilor publice rezervate de promovări prin planul anual de ocupare de funcție pe anul 2017 aprobat prin hotărârea Consiliului Local 929 din data 27 septembrie 2016 cu încadrarea fondurilor bugetare aprobate pe anul 2017. Proiectul de hotărâre respectă revederea alineatul articolul 26, alineatul 1, 3, 5 și 6 din secțiunea 5 din legea 224 pe 2010 lege privind salarizarea unitară personală plătită din fonduri publice pentru promovare personală bugetară în funcție, grație o treabă profesională într-un nivel imediat superior și articolul 41, 43, 45, indice 1 și indice 2 din hotărârea 286 pe 2011 pentru aprobarea regulamentului cadru
privind stabilirea principiului general de ocupare unui post vacant sau de forma vacant corespunzător funcție contractuală, ce criterii de promovare în grade sau atribuții profesionale imediat superioare a persoanelor contractuale în sectorul bugetar plătind fondul public, modificat și compensat în hotărârea 1027/2014. Examenul de promovare în grade sau atribuții profesionale într-un nivel imediat superior s-a organizat de către Primăria Muncii Bănești în data de 8 iunie 2017. Sumele necesare pentru diferența de salarizare ca urmare a transformării postului în urma examenului de promovare fost prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017. Față de cele alte măsuri, consider că proiectul de hotărâre supus prin dezbatere respectă prevederile legale de procedură și propun Consiliul Local al Muncii Bănești aprobarea acestea în forma prezentată. Vă mulțumim! Raportul Comisiei de Supremă. Avizul Comisiei este favorabil. Dacă sunt discuții cu marginea proiectului, dacă nu, supunem la vot proiectul numărul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? La capitolul diverse, dacă sunt ceva probleme ridicate. Înainte de a intra în discuție, domnule președinte, dați-mi voie să vă reamintesc că data de 15 iunie este data limită care trebuie să vă depune declarațiile de avere și de interes. Mulțumesc. Domnul Florian. În câteva cuvinte am să vă spun o situație cu care să confund unul din mari angajatori ai Oneștiului și anume Oficiul Local de Pensii. Domnul primar și doamna viceprimar cunosc problema. Știu că este de competența noastră, dar cred că ar trebui să facem toate eforturile pentru a împiedica mutarea acestui serviciu de la Onești la Bacău. În acest moment, Oneștiu are 19.057 de pensionari, iar totalul pensionarilor de servici de acești 11 angajați este de 52.016. Din acești 52.000 de pensionari, 4.764 sunt cu grad de invaliditate 1, 2 sau 3. Este o rugăminte a celor care își desfășoară activitatea acolo și a celor câțiva pensionari cu care am discutat zilele acestea. Știu că ați fost informați și dumneavoastră, cunoașteți problema. Rugămintea tuturor este de a ne implica atât cât putem să încercăm să împiedicăm mutarea acestui oficiu, care ar necesita eforturi deosebite din partea celor care ar avea nevoie de o simplă adeverință de la, această instituție. Dar dați-mi voie să vă și răspund, domnule consilier. Lucrurile nu stau deloc așa. Așa am crezut și eu că stau. Motiv pentru care am și făcut demersul și la Casa Județeană de Pensii și la Consiliul Județean și la Ministerul Muncii. Lucrurile nu stau așa. Printr-o adresă am rugat acum colegii din aparatul de specialitate de Consiliul Local să o aducă. Suntem informați de către Casa Județeană de Pensii, precum că nici de cum nu intenționează și anume să stai în față, să-mi iau adresa, să vă citesc în societate, să se reducă activitatea, să se disloce activitatea de aici, pe de o parte. Pe de o parte este managementul acestei activități este gândit și asumat de către Casa de Pensii. Într-adevăr, s-ar crea o mare problemă dacă ar trebui toți cei ce apelează la serviciile Casei de Pensii sucursala Onești să trebuiască să se deplaseze până la Bacău, dar problemele sunt mult mai complexe acolo și nu vreau să intru în niște detalii care e posibil să facă unor rău unor oameni care v-au rugat să faceți ceva. Și haideți să... Deci, prin urmare, vă asigurăm încă o dată că niciun pensionar atât din municipiul Onești, ca și celelalte comune limitrofe deservite de către Casa Locală de Pensionești, nu va avea de suferit ca urmare a posibilor măsuri de organizare, reorganizare a activității.
Mai mult decât atât, vă asigurăm că încercăm să eliminăm toate situațiile generate de problemele pentru pensionari, situații constatate și consemnate în procesele verbale de control întocmite de-a lungul anilor, în fine. Deci, mi s-a și spus, mi s-a și scris că nu se va închide acest oficiu, dar sunt acolo niște probleme pe care Casa Județeană de Pensii le gestionează. Mulțumesc, domnule primar, o să le transmit. Da, aceleași demersuri au fost făcute și prin intermediul doamnei viceprimar, mi au venit și mi s-au adresat direct și precum peștele la răpitor, am și făcut demersul de îndată, dar înțeleg că sunt niște probleme puțin mai deosebite acolo. Aș dori, cu permisiunea dumneavoastră, să fac un anunț și apoi să explic oarecum de ce s-au retras cel puțin un proiect de pe ordinea de zi de atunci, în 2. În conformitate cu prevederile articolului 4 alineat 1 din ordonanța numărul 80 pe 2003 privind concediul de odihnă anual și alte concediale președințelor și vicepreședințelor de consilii județene, precum și ale primarilor și viceprimarilor, duc la cunoștință Consiliului Local Onești al Municipiului perioada de efectuare a concediului de odihnă a subsemnatului primarul municipiului Onești, astfel în perioada 14-16 iunie 2017 și 25 iunie 2 iulie 2017 mi-am depus la biroul de resurse umane o solicitare, de fapt un anunț în acest sens. Pe de o parte... Două concedii, nu? Dar nu sunt trei zile... Nu merge, da, vreau să vă spun că în ultimii 5 ani de zile nu am făcut o lună de concediu în ultimii 5 ani și aș fi putut face 5 luni. Dar asta este altă discuție pe care fiecare își gestionează timpul liber acordat de către legiuitor, legiuitor, nu, de către Parlament și de către lege, cum considerăm noi ca atare. Înțeleg că legea mai nouă, de fapt din 2003, prevede că trebuie să anunț Consiliul Local, să înștiințez, voi face o adresă și către prefectură și către Consiliul Județean, voi fi înlocuit de drept de către doamna viceprimar și cred că este de bun simț să vă anunț, dacă, mai ales dacă așa prevede legea. Pe de o parte, și al doilea demers, unde nu știu dacă gestionez eu în momentul ăsta sau împreună cu domnul consilier Panfil, în urma vizitei pe care am anunțat-o în prealabil, adică înainte de a pleca în delegația oficială în China, am și spus că după ce mă voi întoarce, voi face un raport. Este un raport scris pe zile și ore, cu fotografii, cu persoane de contact, mă refer de la ambasada României, la Beijing, reprezentant al Camerei de Comerț. Cine este interesat de tot raportul, pun la dispoziție și în formă scrisă. Mă refer aici la Consiliul Local. Ideea este că a fost o vizită foarte, foarte complexă și fără timp morți. Doar undeva 3 ore într-o zi a fost un timp de odihnă. De cum am ajuns acolo, după 24 de ore de nesun, ne-a preluat ambasada, de fapt din aeroport. Am mers la ambasada, mi s-a făcut instructajul aferent unei vizite oficiale și am început întâlnirile de lucru, întâlniri în 5 orașe, întâlniri generate pe probleme economice. Vreau să vă spun că atât eu cât și colegul care m-a însoțit în această delegație am încercat și cred că și reușit să promovăm unele oportunități economice, mai mult ne-am axat pe economic și mai puțin pe parteneriate culturale sau educaționale de orice altă natură. Deja unul dintre agenții economice a fost contactat de către partea chineză, m-a informat lucrurile acestea. Am dorit să nu mijlocim în sensul de a intra în anumite detalii, aspecte economico-financiare, să ne interpunem între posibili parteneri și doar am garantat, să spun, buna credință și corectitudinea demersului făcut de către operatorii economici din Onești, către o colaborare cu operatori economici și instituții de stat din Republica Populară Chineză.
O vizită, spun eu, care nu va rămâne fără urmări în plan economic. Lucrurile bune nu, sau minunile nu apar, minuni nu se fac în, în activitățile economice, ci clar sunt niște lucruri care vor trebui să a fi dezvoltate. Dar am speranță că lucrurile vor merge într-o direcție bună. Avem propunerea unui ultimului oraș vizitat, Suțian, cred că se numește, sper să nu fac o greșeală, propunerea ca o delegație din China să vină pe propria cheltuială și răspundere în Onești, un oraș care se aseamănă multe puncte de vedere cu Oneștiul și industrie chimică, petrochimică și sunt foarte interesați de o colaborare. Am fost rezervați în ceea ce privește implicarea municipiului Onești, cu ghilimele de rigoare rezervați, în proiecte culturale, în sensul de a înfrățiri și alte demersuri de acest gen, dar am fost deschiși în a invita partenerii chinezi să vină la Onești pentru a cunoaște direct și nemijlocit agenții economici cu care pot încheia raportul și celelalte, astfel încât o colaborare să fie sub auspiciile ambasadei, dacă pot spune așa. Vă mulțumesc, dacă sunt întrebări legate de acest raport, eu am toată deschiderea necesară să vă stau la dispoziție. Ulterior, dacă și domnul consilier poate dorește să spună câteva cuvinte, ulterior vreau să lămuresc anumite aspecte legate de gala învățământului, de organizarea tabelei de pregătire sportive și acel proiect la dumneavoastră, domnul consilier, care ar fi venit în plus să mai primim o disciplină. După ce domnul Panfila vă spune câteva cuvinte, vă mulțumesc. O vizită instructivă. Pentru mine, ca și consilier local, a fost prima de acest gen. Pe alocuri presărată și cu dificultăți, pentru că programul a fost extraordinar de strâns. Nu vă spun că am pierdut și un tren la un moment dat, ci vreo două întâlniri le-am ratat. Le-am reprogramat ulterior și am reușit să le abordăm. Eu sunt optimist în ceea ce privește rezultatul acestei vizite și sunt convins că partenerii din Republica Populară Chineză deja ne-au contactat, nu este un secret, vor să vină la Onești să identifice oportunitățile, așa cum a zis și domnul primar, nemijlocit. Viitorul ne va arăta acum în ce măsură, pentru că știm foarte bine că climatul geopolitic este unul tulbure. Eu sper totuși ca măcar câteva din oportunitățile identificate acolo să se concretizeze. La fel, vă îndrum să citiți acest raport de activitate și în măsura în care veți avea întrebări, ne lămurim sau chiar sugestii, până la urmă, da, pentru că trebuie să lucrăm ca echipă, eu sunt în aceeași măsură disponibil. Mulțumesc. Dacă are cineva de ridicat o problemă? Am o întrebare. Raportul este semnat și de domnul primar și de domnul consilier? Sigur. Nu, și autentificat. Nu, vreau să știu dacă și domnul consilier și asumă responsabilitatea acelor scrise. Absolut. Dacă nu declară închise lucrările și funcție de astăzi? Nu, mai nu vă rugăm frumos. V-ați lăsat și v-ați pescat ca la dentist. Degeaba sunteți medic, stomatolog. Cu permisiunea dumneavoastră, domnule președinte, cu părere de rău, trebuie să aduc la cunoștință colegilor din Consiliul Local și implicit și locuitorilor municipiului, că ceea ce ne-am propus să facem în primăvară și am și bugetat, banii sunt, nu putem îndeplini și anume mâine. Este vorba despre gala învățământului. O festivitate, spun eu, foarte importantă și deja cu o anumită tradiție în municipiul Onești, prin care fiecare elev și profesor cu rezultate obținute la olimpiadele naționale ce se regăsesc pe agenda Ministerului Învățământului, erau, spun eu, fidelizați, erau recompensați sau apreciați de către Consiliul Local niște sume de bani. Din păcate, săptămâna trecută, mi s-a pus la cunoștință de către aparatul de specialitate că există o ordonanță de urgență din decembrie 2016, și anume ordonanța numărul 99 pe 2016,
privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare. În ordonanța numărul 99/2016, la articolul 9, alineatul 2, spune așa, că în perioada 1 ianuarie 31 decembrie 2017 se pot acorda premii pentru sportivii și colectivele tehnice care au obținut performanțe deosebite la acțiunile sportive internaționale și naționale, elevii, studenții, cercetătorii și profesorii care au obținut distinții la olimpiadele internaționale și concursurile internaționale pe obiecte de învățământ și pentru profesori care i-au pregătit pe aceștia. Cu încadrare în alocarea bugetară. Alocarea bugetară avem, dar noi premiam elevii și profesorii cu rezultate obținute la rezultatele naționale. Am fost atenționat, mi s-a dus la cunoștință printr-o notă internă, precum că nu mai suntem în cadrul legal și nu putem să facem această premiere. Este un lucru cu răsfrângeri asupra întregii țări, nu la unești trebuie să se înțeleagă lucrul acesta. M-am căutat o soluție încă de săptămâna trecută, de joi, de compromis. Nu știu, cunoștințele mele juridice și economice, m-am gândit că am invitat toți domnii directori, în primul rând, de la instituțiile de învățământ din municipiul Nești, domnul secretar, doamna Ghiba, și am căutat, mă gândeam că poate putem să alocăm de la bugetul local o sumă de bani fiecare instituții de învățământ în parte și să-i premieze instituțiile de învățământ. Nici lucrul acesta înțeleg la ședința de astăzi. Astăzi am reavut o ședință cu directorul, înțeleg că nu se poate. Da, în consecință, mâine va avea loc gala învățământului la orele 17 la cinematograful Capitol. Le vom acorda diplome și felicitări cu promisiunea că, deci cuantumul premiilor este de 800, undeva 80 de milioane de lei vechi, 88 de mii de lei, cu promisiunea că gala se va susține în acest an, undeva în toamnă. Și le vom da tuturor celor care au obținut rezultate la olimpiadele naționale, atât copiilor cât și profesorilor, primii bani cu sprijinul unor sponsori de bună credință din Onești. Am avut discuții în acest weekend cu câțiva agenți economici cu potențial financiar pe măsură și lucrurile nu puteau să fie rezolvate de joi până astăzi, urmând să facem un proiect comun, acele persoane juridice trebuie să facă contract de sponsorizare, au și dânsi și anumite cerințe, doresc și este bine să se întâmple așa, fiecare elev care va fi premiat să știe de cine este premiat și cuantum ce sumă, pentru că nu e bine să le mai punem la Ligian, la oală și de acolo premiem, fiecare agent economic vrea, am oferit 400 de milioane, primim pe copilul X, Y, Z și profesor pentru rezultatele obținute în funcție de specificul fiecărui agent economic, unii pentru activități, pentru concursuri mai tehnice, unii cu caracter. Cam așa stau lucrurile, este și o parte bună a lucrurilor și o parte rea. Partea bună este că premiile vor fi acordate până în toamnă, până la începerea anului școlar. Partea mai puțin bună este că copiii încep în vacanță, încep perioade de pregătire pentru admitere, sunt în timpul bacalaureatului și în vara asta le-ar fi prins bine o sumă de bani pentru vacanțe. Dar important este că ne străduim și vom găsi soluții de a premia pe cei care obținut rezultate deosebite. Vă spun și de ce fac lucrul acesta și de ce am început demersul cu sponsorizările, pentru că împreună cu dumneavoastră am promis lucrul ăsta. Adică am bugetat în februarie, am prins în buget și am alocat sumă pentru premii și sunt sigur că și dumneavoastră la fel de mult ca și mine ne ținem de cuvânt și vreau să-i premiem pe copii anul acesta, urmând ca la anul
să mai vedem. Oricum, promitem ceea ce putem face. Dacă am promis, sunt sigur că și cu ajutorul dumneavoastră vom găsi parteneri la acest proiect pe care mi-l asum. Atenție, alături de dumneavoastră, nu eu, Nicolae de Radio, pe persoană fizică. Vă mulțumesc foarte mult! Mai are cineva de ridicat vreo problemă? Doamna Elena, vă mai bună. Aș avea și o chestiune de pus în discuție legată de curierul de ONS, iar pe care îl scoate primul. Microfon. De fiecare dată când apare acest ziar, eu contact prezent la judecătorie. Se lasă câte 100 și ceva de numere, care a ajuns să fie arătat la coșul de gunoi. O risipă de hârtie și cred că ar trebui manageriat într-un fel problema asta, așa fel încât să nu se facă, să nu fie risipă. Ar trebui făcut civilizat, se lasă 10 exemplare sau să existe niște locuri în oraș. Deja am făcut lucrul acesta. Am constatat și eu, să știți, cu aceeași părere de rău de luna trecută, să nu spun de acum două luni, acest aspect. Și dacă se poate și verifica, haideți ca să nu spuneți că, știți, m-am gândit eu la toate. Nu, dar bine, dar am gândit amândoi, înseamnă că problema există. Da, mulțumesc. Și la primărie și în alte locații, locații cu caracter, să zic, administrativ în special, într-adevăr distribuiam numărul total la referent întregii luni odată. Acum ducem o dată pe săptămâne câteva exemplare și la primărie puneam jos în zona de taxe și impozite un număr foarte mare și la etajul 1 și acum în fiecare zi ducem câte 5, 6, 10 exemplare când vedem că s-au utilizat, iarăși mă refer aici la primărie. Deja la judecătorie, la birouri notariale, la spital, am vorbit cu cei care nu sunt responsabili, dar prin îngăduința deșilor gestionează activitatea asta de distribuire acestor materiale. Să fim mai atenți, în sensul exact cum am spus, să punem câteva exemplare zilnic și nu odată, nu toate odată. Vă mulțumesc pentru sugestie, dar o avem în mulțumesc. Mai are cineva vorbă? Aceea situație și la tabăra, la cursurile de, sau cum să-i spunem, tabăra de pregătirea sportivă din toamnă. Acum, este considerat premiu, cu părere de rău, vă dați seama, nu putem să finanțăm activitatea asta și nu, vedeți, speranța apare odată, am văzut că s-a gândit acea lege prin care autoritățile publice locale pot susține sportul, sperăm să intre în vigoare acea lege și să putem să susținem de la bugetul local sportivii care chiar merită și au nevoie de ajutor, pentru că nu este în regulă ca sportul să nu fie susținut, iar până acum legislația era de asemenea manieră încât mulți primari din țară au avut probleme mari legate de parteneriate publice private și chiar unii dintre ei și-au pierdut libertatea. Nu cred că nimeni din sala asta își dorește o astfel de consecință. Important este să avem un temei legal care să simplifice atât procedura și să fie foarte transparent și ușor de aplicat. Da, altcineva? Dacă nu declară închise lucrările ședinței de astăzi, vă mulțumesc.